Bine v-am găsit, dragii mei, la o nouă lecție de pregătire pentru examen. Astăzi aș vrea să discutăm câteva capcane la gramatică sau câteva aspecte dificile la fiecare exercițiu din subiectul de gramatică. Începem cu chestiunile care țin de fonetică, adică cele care se referă la prima grilă. Trebuie să fiți foarte atenți la fonetică, mai ales la toate regulile care au în vedere grupurile ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi. Aceasta este o capcană pe care o văd frecvent. Grupurile acestea nu participă niciodată la diftong sau la triftong. Deci, prima capcană, grupurile ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi. Nu participă la diftong sau la triftong. Nu participă. La diptong sau triptong. În cuvântul aceasta despărțim această. Nu există diptong. Nu există, de fapt, nimic. Există doar în silaba ceas ce, care este grupul de sunete asociat unei consoane, vocala a. Iar e nu este semivocală, este litera ajutătoare. La fel aici, având în vedere aceste grupuri de sunete, trebuie să fiți atenți când reprezintă ele un sunet și când reprezintă două sunete. Am explicat lucrul acesta și în lecția legată de fonetică. Reiau acum, foarte scurt, de exemplu, în cuvântul ceas există patru litere și trei sunete, pentru că vocala este A, C, A, vocala și S. În schimb, în cuvântul cer există trei litere și tot trei sunete, pentru că aici număr C, dar trebuie să număr și vocala E. C, E și consoana R. Sunt trei sunete. Numărăm grupul de două ori când nu există o altă vocală în silabă. Nu contează dacă e vorba de grupul C sau che sau ghi sau ghe. De exemplu, în chenar, despărțit așa, sunt șase litere, aici sunt două sunete. Che și E, aici sunt trei, cinci sunete. Trebuie să urmăriți cu atenție dacă există vocală în silabă. Dacă nu există, atunci grupul se numără de două ori. Tot la fonetică trebuie să fiți atenți la diftongii ascunși. Sau triftongii. Diftong, triftong ascuns. Exemplu, în el există un diftong, pentru că se aude încă un i, se pronunță el. În ei există un triftong. Pentru că se mai aude un i în față, ei. În era există un diftong la începutul cuvântului, se mai aude un i, era. În cuvântul, în pronumele personal, ea, există un diftong. Aici nu e nimic ascuns, este doar un diftong. Pronunțăm ia, ia. Când numărați diftongii sau triftongii sau vocale, iată, uitați-vă, dacă nu cumva există situație de tipul acesta, mai ales la pronumele personal, exemplele pe care vi le-am dat și la formele de imperfect ale verbului a fi. O altă chestiune la care se greșește adeseori este la fonetică, este situația în care apare cratima. Cratima, încă o dată v-am mai explicat și atunci când am vorbit despre chestiunile de fonetică, cratima unește două silabe într-una singură. De exemplu, dacă aveam o structură de tipul ai spune ceva nu e ușor. Aici, ai, este un diftong. A vocală, i semivocal. Nu este chiar. Ai spune ceva, este un diftong. Apoi, iar să vă zic că există cuvinte care au pot avea diftong într-o parte și chiar în altă parte. Dar nu există iată, pentru că între vocale și
care vine și încet. Trebuie să fii atent și să rețineți acele situații. Să vreau să dau exemplu de aici. De exemplu, cuvântul sopiu. Despărțim soc, nu. Ambele consoane trebuie silaba a doua. Nu despărțim soc, nu. Și soc, nu. Apoi, funcție. Am văzut că nu acesta am despărțit. Funcție. Verbul acționa. Are un fiat, nu e un diton. Acționa. Despărțim ast, ma, pic. Sunt în prima silabă și m în silaba a doua. Somptuos. Despărțim som, tu, os. Aici avem și un hiat. Primele două consoane rămân în prima silabă. Dacă sunteți nesiguri de despărțirea cuvintelor în silabe, verificați în domn 3. Există varianta online a domn 3. Dacă nu o găsiți, puteți să foarte ușor. Mai departe la vocabular. Și aici sunt câteva chestiuni care pot da de capcan. Mă refer mai întâi la derivare. Mai ales la derivarea cu prefix. Nu sunt cuvinte care sau elemente ale compunerii. A preface, strămoș, strănepot, inegal, desface, răspui, răspăt. Acestea sunt toate cuvinte derivate, derivate cu prefix. Foarte atent aici la derivare. Nu sunt alții de compunerii. Da? Nu sunt cuvinte. Da. Compunere, putem să separăm un cuvânt din mai multe cuvinte. Vorbim despre compunere. Apropo de compunere, să fiți atenți și la 5. La cuvintele compuse. Există anumite cuvinte care nu par compuse, dar în realitate sunt compuse. De exemplu, dumneata, dumnealui, dumneaei. Pronumele acestea de politețe sunt formate prin compunere. Nu se mai văd elementele compunerii, dar sunt formate din substantivul domnia și un alt pronume. Domnia ta, domnia lui, domnia lui. Compuse. Dacă sunteți nesiguri, la fel căutați în dicționar cuvintele și vedeți formarea acestora. Ștergem tabla și discutăm acum tot o chestiune de vocabular care poate reprezenta o capcană la gramatică și aici mă refer mai ales la distinția aceea între cuvinte polisemantice și omonime. Omonimele, că sunt la punctul 6, omonime sunt cuvinte cu aceeași formă și sensuri diferite. Cuvântul cheie aici este formă. Formă înseamnă două lucruri. Forma presupune două lucruri. Înseamnă și scriere și pronunție. Și atunci, omonimele sunt cuvinte care se scriu la fel și se pronunță la fel. Dacă una dintre aceste condiții nu este îndeplinită, adică dacă nu se scriu la fel sau nu se pronunță la fel, atunci nu sunt omonime. De exemplu, grupurile de cuvinte, iarăși aici am văzut foarte des confuzia aceasta. Veselă, adjectivul veselă, cu accent pe E, veselă, și veselă, substantivul cu accent pe al doilea E, acestea două se pronunță diferit, accentul cade diferit. Și atunci, condiția aceasta a pronunției nu e îndeplinită. Deci cele două cuvinte nu sunt omonime.
sunt omografe, doar se scriu la fel. Omografe, nu omonime. Cuvintele de tipul ia, verbul ia, ia cartea de pe masă și ia, pronume personal. Acestea se pronunță la fel, dar nu se scriu la fel. Și atunci sunt omofone, pentru că se pronunță la fel, fone vine de la fonetic, pronunție, dar nu sunt omonime. Pentru că doar se pronunță la fel, dar nu se scriu la fel. Deci trebuie ca ambele condiții să fie îndeplinite obligatoriu. De exemplu, sunt omonime, broasca. Broasca din lac și broasca de la ușă. Sensuri diferite, aceeași scriere, aceeași pronunție. Sau mină. Mina de la creion și mina de cărbune. Sau elan. Elanul animal și elan având. Sunt cuvinte care se scriu la fel, se pronunță la fel, dar sensul total diferit. Acum, cuvinte nu pot să mă. Învățați foarte bine prepozițiile specifice sau cazurile specifice. Prepozițiile vă ajută să identificați cazuri și fără să verificați când. Dacă este o prepoziție, să știți imediat despre ce cazuri se vorba. În acuzativ. Prepozițiile sunt pe, la, de, din, după, sub, până, pentru, în, despre, limitură de la într-o zi, dintr-o, lângă, pentru, prepoziție în dativ. Aici se folosește
un nume, mai ales acelea unde puteți greși mai ușor, dar am o lecție cu pronumele foarte amplă pe care o puteți urmări și puteți să recapitulați. Este actuală, deși e realizată cu câțiva ani în urmă, nu s-a modificat nimic din acest punct de vedere. La pronume, suportă. De exemplu, eu mă duc în parc, eu fac acțiunea și eu o suport, atunci avem de-a face cu un care și tu o suporți. În cazul acesta avem de face cu pronume reflexive. Dacă cel care face acțiunea nu o suportă, atunci avem de face cu pronume personale. De exemplu, mă duce în parc. Sau ei îți cumpără o carte. Ei îți cumpără ție. În cazul acesta, mă și îți sunt pronume personale. Mă este în acuzativ și îți este în cazul dativ. Reflexivul are forme numai de acuzativ sau de dativ. Bun, tot la pronume trebuie să rețineți formele pronumelui, aici se greșește adeseori, formele pronumelui nehotărât. Simple și compuse și sunt așa. Unul, altul, scrisul una de fiecare. Atenție aici la definiția aceasta. Dacă vi se cere să selectați la un exercițiu pronumele, atunci selectați pronume, nu adjective pronominale. Facem mai departe la morfologie, vreau să discutăm și să facem chestiuni legate de verb. Mai ales de perfectul simplu, formele perfectului simplu și ale mărloca perfect. Perfectul simplu și mărloca perfectul au la formele de plural, au grupul R întotdeauna. Și vreau să conjugăm un verb. Verbul la perfect simplu. Am pus și mai multă perfect. Pentru ca să rețineți formele de perfect simplu și mai multă perfect, aici vreau să notăm două forme verbale, pentru că la perfectul simplu, pentru verbele de conjugare a treia, cel mai multe dintre ele, apare grupul C. De exemplu, eu mâncai. Terminația este I întotdeauna la prima persoană. Tu mâncași. Aici apare și la persoana a doua singulară. El sau ea mâncă. Este forma de infinitiv, dar cu accent diferit. Mâncă.
Noi, noi, dacă vreau să conjugăm și un verb de conjugare a treia, deci este verbul a răspunde. Va fi așa, la persoana întâi, eu răspund se. Vedeți, apare se-ul acesta. Specific, se regulă în urmă de perfecte, dar apare și la verbele de conjugare a treia, nu toate, până la urmă, nu răspund se. Slava nu ca perfect. Apare un se, este tot, rămâne rău la cele naturale. Pe contru la un alt. Adică, eu, de nasul, de mirată nu este i ca perfect, ci este mult. Deci, la nasul, de mirată și i ca aici se găsește în mod, se găsește și la exerciția de morfologie. Fie că nu trebuie să trece un text de la singular la plural, de la un pasaj, formele acestea au ră. Și aici se mai găsește, iar la prima întâlnirea de ceară. Efectiv, la ce s-au avut acest la un la aceasta, sau greșelile acestea care au în vedere aceste schimburi verbale, apar chiar și în compunere. Atunci când scrie compunerea, trebuie să fiți foarte atenți la timpul verbal și la persoană. Dacă e unul dintre aceste timpuri verbale, atunci la forma de plural o să apară grupul R, obligatoriu. Trecem apoi la câteva chestiuni legate de propoziții subordonate. Deci, să suntem la punctul 7. Propoziții subordonate. Pentru repetarea propozițiilor subordonate, am făcut o lecție în de curând, anul acesta, despre toate subordonatele pe care le aveți de pregătit pentru examen. Ce vreau eu să discutăm acum este cum construim anumite subordonate. Să reținem câteva soluții pentru a construi ușor subordonate. De exemplu, mai ales la elementele regente vreau să ne gândim. Dacă vi se dă, cum se dă la simulare, o propoziție și voi trebuie să o faceți de un anumit tip, ce element de relație să folosiți? De exemplu, să spunem că avem următoarea propoziție subordonată. Cine a plecat? Și pe aceasta trebuie să facem atributivă, completivă directă, completivă prepozițională. Pentru a face subordonata aceasta atributivă, îmi trebuie un substantiv. Și puteți să folosiți substantive generale, care abstracte, pentru atributive. De tipul întrebarea, ideea, propunerea. Dacă elementul de relație este un adverb relativ, dacă este unde, atunci trebuie să folosiți un substantiv care arată locul. De exemplu, locul sau parcul sau casa. Dacă este când, folosiți un substantiv care arată timpul. Ziua, momentul. Dacă este cum, atunci folosiți substantive care arată modalitatea. Felul, modul. De exemplu, aici, întrebarea cine a plecat mă preocupă.
care întrebare, cine a aplicat. Și ca să construiți atributiva, puneți imediat atributiva după substantiv. Vedeți? Întrebarea, cine a aplicat, e corectă. Întrebarea 1A, cine a aplicat 2, e corectă 1B. Care întrebare? Cine a aplicat? Cum construiți, șterg verbele, completiva directă? Pentru construirea completive directe, folosim verbe care se referă la simțuri sau la procesele gândirii. Am auzit, am aflat sau știu, aflu, înțeleg. Pentru completivă directă. Completivă directă. Avem verbele. A ști, a afla, a înțelege, a auzi, a vedea. De exemplu, știu cine a plecat. Este ușor? Nu complicați fraza. Puneți doar elementul de relație necesar. Nu creați o frază complicată. Aici nu se punctează creativitatea. Știu ce știu cine a plecat. A doua este completivă directă. Sau am auzit cine a plecat. Am înțeles cine a plecat. Am văzut cine a plecat. Pentru completivă prepozițională, întotdeauna folosiți verbul a se gândi. A se gândi e extrem de util verbul acesta pentru a construi completive prepoziționale. De exemplu, mă gândesc la cine a plecat. Sau mă gândesc cine a plecat. Mă gândesc unul, la cine a plecat doi. La cine mă gândesc, la cine a plecat. A doua este completivă prepozițională. Mai ales la aceste propoziții subordonate se poate greși. Pentru celelalte propoziții subordonate, orientați-vă după întrebări. Trebuie să rețineți întrebările și ceea ce exprimă ele. Încă un lucru mai discutăm aici. Pentru circumstanțiale, de loc, de timp, folosiți verbe de mișcare. De exemplu, am mers, mișcarea, unde am mers, unde am vrut. Am ajuns, când am ajuns, când ne-a chemat. Sau am fugit când ne-a chemat. Și chiar și pentru circumstanțiala de mod. De exemplu, haideți să punem aici și de mod. Desenează mișcarea, vedeți? Acțiuni, sau fuge, sau aleargă, sau joacă fotbal. Cum poate? Cum desenează? Cum poate? A doua este circumstanțială de mod. Bun, apoi, la propoziții subordonate, că sunt la subpunctul 8, nu, la propoziții, la propoziții vreau să mai discutăm puțin, la exercițiul acela 6, de regulă, care vă cere să construiți propoziții de diferite tipuri în care să aveți anumite funcții sintactice. În primul rând vreau să discut distinția între propoziția exclamativă și imperativă. Propoziția exclamativă arată o emoție. Și pentru a construi o emoție, vă sugerez două aspecte. Fie introduceți o interjecție de tipul vai, ce păcat, vai arată o emoție, sau of, sau ah, sau introduceți un grad de comparație, adică un superlativ. De exemplu, o, ce frumos ai desenat cerul. Aici am un grad de comparație. Ceul acesta marchează superlativul absolut. Ce frumos ai desenat cerul. Deci neapărat în propoziția exclamativă trebuie să transmiteți o emoție. Nu doar să scrieți o propoziție asertivă și să puneți semnul exclamării, pentru că de fapt nu este o propoziție exclamativă. Iar propoziția imperativă arată o poruncă, un ordin. Conține
Fie un verb la imperativ, de cele mai multe ori un verb la imperativ, fie un conjunctiv cu valoare imperativă. De exemplu, ascult-o pe bunica. Verbul acesta este la imperativ. Ascult-o pe bunica. Sau conjunctivul cu valoare imperativă. Să o asculți pe bunica. Sau să fii cu minte. Cu doi i aici când avem conjunctiv cu valoare de imperativ. Să fii cu minte. Sau fii cu minte. Apoi, la exercițiul acesta merită să discutăm cum construim o propoziție în care un anumit cuvânt să fie în nepredicativ. Pentru că iarăși o cerință care pare dificilă, de fapt este foarte, foarte simplă. Numele predicativ. Numele. Mai ales când este exprimat prin substantiv, puteți să folosiți o structură a propoziției foarte, foarte simplă. De exemplu, structura aceasta. Acesta este. Și orice puneți aici va fi numele predicativ. Acesta este sau aceasta este. Acesta este un marker. Acesta este un copil. Acesta este un bunic. Acesta este bunicul meu. Puteți să puneți aici și un substantiv însoțit de adjective. Bunicul meu nu are nicio importanță. Acesta este tabloul primit. Cuvintele acestea sunt nepredicative. Deci, reține structura aceasta. Contează foarte mult și poziția în structura verbală scrisă mai devreme. De exemplu, dacă am ceva de tipul, el este actor, el este subiectul, este verbul copulativ, iar actor e numele predicativ. Nu invers. Nu avem voie să schimbăm ordinea și să spunem actorul este el și atunci actor este subiectul, iar el este numele predicativ. Contează foarte mult ordinea cuvintelor în propoziție. În enunțul acesta, el este subiectul, actor este numele predicativ, exprimat prin substantiv în cazul nominativ. Și vreau să mai discutăm foarte repede și despre greșelile pe care le puteți identifica la exercițiul 8. Pot apărea greșeli de diferite tipuri. Pot apărea greșeli care țin de exprimare. Uitați-vă la pleonasm, la diferitele forme prin care poate fi exprimat pleonasmul, pentru că poate exista. Pot apărea greșeli de tipul dezacord sau alte greșeli de exprimare. Uitați-vă și la formele corecte ale acordului încrucișat, pe care le-am discutat și le găsiți în mai multe filmulețe. Uitați-vă la utilizarea adverbului decât. Decât apare numai în propoziții negative, în propoziții afirmative utilizăm doar sau numai. Greșelile acestea le-am enumerat recent într-un filmuleț de anul acesta și vă recomand să-l urmăriți. Sunt și filmulețe mai vechi pe tema greșelilor pe care le-am făcut și vi le recomand pentru că acolo discut pe larg multe greșeli și care sunt variantele corecte. Filmulețul de anul acesta este făcut după 2003, adică e vorba de greșelile care se punctează sau se depunctează în subiectul de examen de anul acesta. Dacă aveți alte întrebări sau alte propuneri despre filmulețe, videoclipul acesta prezintă mai degrabă câteva capcane de la gramatică. Vom mai avea discuții pe temele acestea și sper că vă ajută sugestiile pe care vi le-am oferit. Orice altă întrebare sau orice altă propunere o aștept cu mare drag. Puteți să le notați în comentarii sau îmi puteți trimite mesaje. Până data viitoare, numai bine vă doresc și mult succes în pregătirea voastră!